Potrivit legislației în vigoare, părinții care au copii minori în îngrijire și doresc să lucreze în străinătate au obligația de a notifica serviciul social din cadrul primăriei cu 40 de zile înainte de a părăsi domiciliul stabil. Ne aflăm în monitorizarea tuturor copiilor cu părinții plecați în străinătate. De astăzi am început monitorizările trimestriale. Cei care au în îngrijire copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate trebuie să asigure accesul asistenților speciali în locuințele lor. Anunțăm pe această cale să știe cei care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate că se vor deplasa echipe de ale noastre din cadrul serviciului, indicate ar fi să le deschidă. Asistenții sociali trebuie să verifice spațiul în care locuiesc minorii și condițiile în care aceștia trăiesc. Părinții sunt obligați să nominalizeze persoana în a cărei grijă și întreținere rămân copiii. Aceasta trebuie să facă parte din rândul rudelor de până la gradul 4 inclusiv, să fie cu cel puțin 18 ani mai mare decât copilul care urmează să-i fie încredințat și să nu aibă în îngrijire mai mult de 3 copii cu vârste cuprinse între 1 și 8 ani. Nominalizarea se va face în baza unui act notarial. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 2.500 la 10.000 de lei.